Discurs manifest sau probă de lectură? Ce și-a dorit și ce a ieșit din conferința de presă a ministrului Eduard Novak? Răspunsul este foarte simplu de aflat, urmărind proba de lectură a oficialului guvernului Nicolae Ciucă. Ministrul a venit chiar și cu un tricou prin care să își susțină hotărârea luată în luna iulie anului 2022. Până și despre mesajul de pe tricou a simțit nevoia să citească din discursul pregătit de acasă. Puteți vedea pe tricou, astăzi am venit cu un mesaj foarte clar. Și se vede, da? Așa. Care suntem mândri și o să susținem din ce în ce mai mult această inițiativă, deoarece cred că este o cauză justă pentru viitorul copiilor noștri și a sporturilor de echipă. Iar ora de lectură a continuat. Cred într-un sistem în care să promovăm mai mulți sportivi autohtoni și să creștem baza de selecție pentru înaltă performanță. Vedem că în gimnastică, atletism, canotaj și în alte discipline se pot obține rezultate mari și cu sportivii români. Chiar și în handbal sau fotbal, unele echipe deja au respectat o proporție de 40% jucători autohtoni pe teren înainte ca ordinul să intre în vigoare. Iar 40% reprezintă un nivel de bun simț, pentru că nu putem avea echipe formate doar din jucători străini dacă vrem să creștem sportul național de senior și să avem un proiect pe termen lung. Până și proba de citire a fost un semieșec pentru ministrul Eduard Novak, care s-a chinuit vizibil să lectureze coerent în limba română cele scrise pe foile cu care a venit la conferință. Cât despre punerea sau nu în aplicarea ordinului privind utilizarea unui procent obligatoriu de minimum 40% de sportivi români în timpul fiecărui meci susținut de către echipele din țara noastră, rămâne de văzut când, dacă și cum acesta va fi pus în aplicare.